Bună ziua, doamnelor, domnilor, bun găsit la Gorjul în direct. Suntem la Radio Sud și în direct pe Facebook, pe pagina noastră TV Sud. Discutăm despre campania electorală, suntem la o emisiune de promovare electorală pentru PSD, ultima din această campanie electorală, cel puțin aici la Radio Sud. Invitatul meu din această zi este domnul Romulus Bâldea, primarul comunei Telești, primar PSD, care a câștigat un nou mandat recent în luna septembrie și care susține, evident, echipa de candidați la alegerile parlamentare pentru PSD. Vom discuta despre felul în care se face campanie electorală pe ultima sută de metri, despre incidente, faptul că nu prea au fost, acesta este un lucru bun, și despre dorința cetățenilor de acolo, de la Tălești, de schimbare. Bună ziua, domnule primar! Salut! Ați venit direct din campanie, sunteți echipat corespunzător, ați bătut acolo toate drumurile și toate ulițele din comuna dumneavoastră pentru a ajuta candidații PSD. Da, am venit direct de pe teren și fiind aproape de Târgu Jiu, m-ați invitat și am venit ca de fiecare dată când sunt invitat. Pentru că nu e frumos să refuzi și așa este normal. Mai ales suntem și în campanie, în ultimile trei zile de campanie. Sâmbătă, practic, se termină. Pentru noi mass media se termină lucrurile mâine. Dar lucrurile stau bine, cel puțin pentru PSD. Ați luat pulsul. Cum văd oamenii de acolo, de la Telești, faptul că aveți oameni noi pe lista de candidați? Este vorba de domnul Manta, de domnul Rujan, de domnul profesor de la Colegiul Tudor Vladimirescu. Cum văd, cum percep cetățenii de acolo, de la Telești, echipa și mesajul candidaților PSD? Deci nu numai la Telești, și în întreg Gorjul, rezultatul sper și sunt sigur că va fi unul foarte bun ca de fiecare dată. Acum, cum percep candidații? Foarte bine. Da? Claudiu este un băiat tânăr, nu este nou în politică, face parte de mult timp din echipă. A fost, cum se zice, și la bine și la greu. Acum se spune că în viață cel mai bine este cea mai bună este pentru cei care știu să aștepte. Acum este pe locul 2, loc eligibil, după părerea mea și locul 3, așa că este perceput foarte, foarte bine. Pe lângă asta, noi avem și o relație de prietenie, nu e niciun secret pentru nimeni, nu mi-e rușine să o spun, nici să o ascund. Avem o relație foarte bună și este perceput foarte bine, nu numai Claudiu, ci întreaga echipă, în frunte cu președintele, cu Mihai Weber, cu Cosmin Popescu. Până la urmă, aproape toată această echipă de care vorbiți dumneavoastră sunt cam de aceeași vârstă cu mine. Chiar eu sunt cu un an, doi mai în vârstă decât mulți dintre ei. Da, iar dacă eu mă consider încă tânăr, bineînțeles, și dumneavoastră sunt mai tineri ca mine. Deci este o echipă tânără care va obține împreună cu toți alegătorii din Gorj, vom obține un rezultat foarte bun. Gorjul este roșu, domnule primar, dumneavoastră sunteți îmbrăcat în roșu. De fiecare dată PSD-ul a câștigat alegerile în județul Gorj. Ar fi o premieră ca un alt partid politic să obțină această victorie în județul nostru. Dar PSD, înainte de orice, își bazează voturile pe un electorat stabil, pe niște oameni educați care de fiecare dată iasă la urne, pe persoanele vârstnice și pe
activiștii de partid. Credeți că nebunia asta care se întâmplă acum, cu pandemia, cu coronavirusul, ar putea să clatine puțin din acest electorat stabil al PSD-ului? Persoanele vârstnice să nu vină de teamă la urne că, Doamne iartă-mă, se iau un virus sau nu știu ce? Nu cred. Vorbim de Gorj, ceea ce este la noi aici. Gorjul are un, PSD-ul are un electorat foarte disciplinat și chiar dacă este pandemie acum, alegătorii PSD-ului vor veni și nu numai. Cred că prezența va fi destul de bună la aceste alegeri, cel puțin la Gorj. Poate pandemia, după părerea mea, afectează orașele mari, dar în zona rurală nu are legătură cu... Dovadă că și acum în pandemie, în campanie, bine, a fost și o campanie foarte frumoasă, fără incidente, fără probleme, fără scandaluri, cum se întâmplau în alte dăți, în alți ani. Deci o campanie foarte frumoasă și așa cum s-a văzut și la locale, unde s-a obținut un rezultat foarte bun. Până la urmă, la locale, toată lumea a fost mulțumită cu rezultatul care l-a obținut. Din fericire și spre bucuria noastră, PSD-ul a obținut un rezultat foarte bun la locale, ceea ce ne dă încredere că și la această rundă de alegeri, la fel, vom obține un rezultat foarte bun. Domnule primar, știți foarte bine că colegii de-ai dumneavoastră, poate și dumneavoastră, ați fost invitați în această perioadă și de alte partide politice să purtați discuții pentru proiecte, pentru felul în care partidul aflat la guvernare ar putea să vă ajute după alegerile parlamentare. Ați onorat o astfel de invitație. Cum ați văzut sau cum vedeți această inițiativă a liberalilor de a atrage primarii PSD de partea lor? A purta niște discuții nu înseamnă neapărat a atrage sau a acapara sau... Deci eu sunt de 20 de ani în politică. Când am intrat prima dată, am intrat direct pe funcție de viceprimar, mai întâi consilier, apoi viceprimar imediat. Și de atunci sunt permanent cu excepția ultimilor 3 ani când mi-am dat demisia și am fost consilier personal. Tot timpul am avut astfel de discuții constructive, adică eu am participat la o astfel de întâlnire la primăria la Rovinari. Am perceput-o ca o invitație constructivă, am fost invitat de către primarul de la Rovinari, discuții care s-au rezumat la proiecte comune, pentru faptul că facem parte și din același gal și știm foarte bine că galurile nu țin cont de culoarea politică. În galuri suntem și primarii PSD și primari PNL și pe unde sunt PMP sau Pro-România, că aceste formațiuni au primar la Gorj, celelalte nu au. Și asta este situația. Se discută constructiv, se stă la masă, pentru că un proiect, de exemplu, noi suntem vecini cu Rovinariu și un proiect comun, dacă se face, nu trebuie să aibă legătură cu culoarea politică. Eu am relații foarte bune și cu vecinii, deci primarul de la Câlnic este liberal. Am o relație foarte, foarte bună, oricând în interesul comunităților se colaborează. Nu văd de ce n-am stat de vorbă. Ești invitat, nu a cerut nimeni niciun fel de... Dom'le, știi, dacă ești roșu, n-ai ce căuta, sau dacă ai venit, vezi că... Nu. Deci, efectiv, s-a discutat numai pe proiecte. Sunt anumite proiecte interesante, proiecte comune, care, asta este, dacă suntem pe lângă oraș, trebuie să colaborăm. Și eu nu văd un impediment, deci din punctul meu de vedere nu are legătură
culoarea politică a primarului, atâta timp cât se discută constructiv. Atunci când am creat GAL-ul, la fel am avut discuții constructive, lucrurile s-au materializat, s-au realizat, a venit și prima tranșă de finanțare, cum a venit pe toate galurile, că până la urmă un lucru îmbucurător este că toate comunele din Gorj fac parte din câte un gal, care practic este o formă de a ajuta comunitățile și nu numai comunitățile, ci și persoanele private, că practic asta este rolul galurilor, să aducă bani în zonă, inclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale, cât și pentru privat. Deci, domnule primar, faptul că ați participat la astfel de întâlnire, ați luat-o ca o întâlnire pur și simplu care poate ajuta comunitatea, niciun caz una politică, nu, niciun caz una da, în care și, s-au cerut voturi, chiar niciun a și caz fost una în care veți susține PNL. Cea la care am participat eu, chiar a și fost o întâlnire constructivă, nu cu alte... Acum discuții apar. Este normal, dar l-am văzut că liderii partidului au luat-o ca atare. Eu am vorbit cu domnul Weber la o emisiune recentă și exact asta îmi spunea, că calculele se vor face după alegeri în funcție de procentele obținute de fiecare, nu înainte, da, când oamenii poartă discuții. Eu nu, cel puțin, nu am făcut niciun secret din faptul, adică n-a fost o întâlnire secretă, a fost o întâlnire publică. Și la Consiliul Județean ne întâlnim toți primarii la ședințe, sunt ședințe de lucru, întâlnirea a fost, n-a fost, cum se zice, nu știu ce spațiu secret, conspirativ sau nu știu, mai nu știu cum, a fost întâlnirea în sediul primăriei Rovinari. Rovinari. Deci a fost o întâlnire absolut vorbesc publică, de cea la care, transparentă, vorbesc, da, la cea, care ați fost dumneavoastră. Vorbesc de cea la care am participat eu. Mie îmi place de dumneavoastră că sunteți foarte tranșant și foarte transparent, nu vă ascundeți după deget, se știe acest lucru din partea dumneavoastră. Nu am de ce. Păi exact, pentru ce să faceți asta? Să știți că atunci când am intrat în politică, am intrat din partea UFD, acum 20 de ani, era un partid foarte mic. Avea Vosganian un partid foarte mic, iar când am câștigat primăria, am câștigat-o de la PNG, din partea lui Gigi Becali. În timp, da, lucrurile s-au schimbat, am optat și am avut colaborări și am colaborări cu toate partidele politice. Toate partidele și politice, absolut normal să dar când a fost lucru. Să-mi fac datoria, mi-am făcut datoria pentru partidul din care fac parte. Și nu o spun eu că mie nu-mi place să mă laud, o spun scriptele. Știți că cel mai bine este, exact cum a spus domnul președinte Weber, cel mai rămân se vorbește scrisele, după. Procentele, da? După. Fiecare cât am muncit, până la urmă, scriptele sunt cele care vorbesc și... Eu sunt unul în care am obținut tot timpul rezultate foarte bune. Asta e un lucru foarte bun. Domnule primar, ce așteptări aveți de la viitorii parlamentari de Gorj? Adică am înțeles acum, pe 6 sunt alegeri, pe 7 problemele din comunitate, din comuna dumneavoastră vor exista și după 7, și după 8, și după 9. Ce așteptări aveți de la cei care vor ajunge în Parlamentul României? La ce să vă ajute, practic? Aveți niște proiecte începute? Aveți vreo problemă? Vreți să deci băgați anumite utilități? Așteptările nu sunt numai pentru mine în mod special. Așa cum am văzut într-o postare făcută și de prietenul meu, primarul de la Runcu, după alegeri e bine ca toți parlamentarii de gol să-și dea mâna și să pună umărul la dezvoltarea, în primul rând, a județului. Pentru că dacă se pune umărul în comun la dezvoltarea județului, să vină proiecte în Gorj, să vină bani în Gorj, să se dezvolte, automat nu suntem ocoliți nici noi, că nu se dezvoltă numai Târgu Jiu sau Motru sau nu știu care oraș. Automat se dezvoltă și comunitățile și ruralul. Și atunci este un lucru extraordinar. De exemplu, să știți că PSD-ul nu a făcut diferențiere. Eu am participat și la discuții când primarii PSD au fost nemulțumiți că alții de la alte formațiuni au primit finanțări mai multe decât, vreau să spun că și se poate verifica, deci
acest PNDL care a fost și care, este, după părerea mea, a fost cel mai bun program de la Revoluție făcut de PSD. Încoace, da, inițiat și demarat de PSD, n-a fost numai pentru primarii PSD. Cu siguranță. A fost pentru toți, s-a adresat ruralului și a fost pentru toate comunitățile. Deci primarile, nu poate să spună un primar de o anumită coloratură că nu a primit o finanțare prin PNDL. Eu am prins și vremuri când... conta foarte mult carnetul de partid. Ca să iau o finanțare a trebuit și nu... e niciun secret, da, pe vremea PDL-ului, până am luat o finanțare și, așa cum a spus dumneavoastră, trebuia să ai carnetul de partid acolo unde de partid, trebuie. Da. Deci, spuneți dumneavoastră că PSD nu a făcut diferențieri nu, între ceea ce partidele ne dorim, politice, ceea ce între ne dorim, primarii de culori politice? Ceea ce ne dorim ca și în continuare să se întâmple. Să fie același lucru, adică mie, unul cel puțin, nu pot să acuz pe nimeni sau să zic, pentru că nu mi s-a întâmplat așa ceva, să mi se oprească un proiect sau nu. Indiferent ce guvernare a fost, dacă am reușit să finanțez un proiect, și să știți că primele proiecte pe care le-am reușit, eram la PNG atunci, nu le-am reușit cu cei de la PNG. Eu veneam de la un partid. Eu nici veneam nu de la un partid. Putere, veneam de la serios. Un partid mic, nu eram nici la putere, nu eram și le-am reușit cu cei care erau la putere la ora respectivă și nu mi-au întors spatele când atât am atât de timp când proiectul când era am, bun și era. Da, eu am axat în primul rând pe proiecte durabile, adică primul proiect a fost podul de la Șomanești, care va dăinui și peste sute de ani. Care a fost dorit de zeci de ani și care va dăinui mult și, mult și bine. Sunt lucruri care rămân în istorie. Deci lucruri bune, lucruri frumoase pe care mi le-am dorit, pe care le doresc în continuare și, exact cum v-am spus, să rămân acolo în istorie, să se știe că... L-a făcut primarul, dar n-am trecut degeaba pe la primărie. Asta este un lucru foarte bun, domnule primar. Și am proiecte la ora asta, demarate, inițiate, cu hotărâre de ministru, cu ordin de ministru, care sper să se ducă la bun sfârșit, dar parcurgem pașii care trebuie. Că de când momentul în care îți dorești să faci un proiect și l-ai inițiat și până îl finanțezi e o perioadă foarte lungă, apoi pe execuție mai scurtă. Dar din momentul în care îți dorești să faci un proiect, cel mai greu este să obții finanțarea. Și aveți astfel de proiecte care au obținut finanțarea și urmează să înceapă? Au ordin de ministru și sunt sigur că vor fi finanțate, indiferent de guvernare. Pentru că nici PSD-ul, când a fost la guvernare, nu a stopat proiectele venite... venite din, pentru că de la PNL, sau aprobate de nici ministrii nu este, PNL. Nici nu este normal. De asta eu sper și am toată încrederea că viitorii parlamentari de Gorj vor pune umărul la dezvoltarea acestui județ, pentru că așa este normal și până la urmă trebuie să fie și o satisfacție personală a fiecăruia că într-o anumită perioadă a fost acolo și s-au făcut lucruri mărețe. Domnule primar, ați reușit să faceți mai multe proiecte acolo în comunitate. Vă doriți ceva în mod special pentru următorii 4 ani să faceți, să reușiți, să beneficiați de un ajutor al parlamentarilor de Gorj? Da, îmi doresc foarte mult lucruri pe care oamenii și le-au dorit de o viață. Totdeauna m-am axat pe aceste proiecte. Am reușit să fac și asfaltări, am reușit să construiesc și grădinițe. Dacă mă întrebați acum, că ne întâlnim de mult timp în presă și ne cunoaștem, dacă acum 12 ani mă întrebați, îmi puneați aceeași întrebare, vă spuneam că dacă aș reuși să construiesc o grădiniță pentru copii, aș fi cel mai fericit. Între timp am reușit să construiesc două, nu una. Felicitări, domnule primar. Și nu știu, și asfaltări și reabilitări de școli și
deci foarte mult și finalizarea și introducerea apei potabile. Acum îmi doresc la fel introducerea gazelor naturale și pentru acest care muncim. Proiect... Îl vreți? Știți că deja un primar a depus documentația, deci se poate, chiar dacă nu mai e FDI-ul sau cum era, care s-a desființat. Da, FNI-ul, Fondul Național de Dezvoltare. De dezvoltare. Și acum există posibilități să depuneți deja documentația în vederea obținerii acestui proiect. Și noi lucrăm la, deci vreți gaze, la acest proiect, lucrăm împreună cu prietenul meu de la Peștișani, cu primarul Cosmin Pigui, pentru că noi avem un avantaj enorm, magistrala trece chiar prin centrul comunei. Ar fi și păcat să n-aveți gaze. Și atunci ei, neavând unde să se branșeze, m-au rugat să-i ajut și pe ei, și atunci am făcut un parteneriat pentru că se primește punctaj pe cât mai multe gospodării sunt în proiect. Și atunci am făcut un parteneriat, pentru că așa este normal să nu lucrezi individual, pentru ca un proiect de o asemenea anvergură să fie dus la bun sfârșit. Și sperăm să fie gazele și pentru Telești și pentru Peștișani. Asta e un lucru extraordinar de bun. Deci pentru acest mandat al viitorilor parlamentari de Gorj, dacă vă împotmoliți pe undeva, cu acest motiv o să le bateți la ușă. Da, nu. Sunt convins că, mai ales că va fi un program special pentru gaze, va avea reușită. Mai am două proiecte de asfaltare, pentru că vreau să finalizez asfaltarea tuturor drumurilor din comună. Două poduri de construit, că ați la început mi-am dorit să fac unul și până acum am reușit să fac trei. Am reușit să leg Peștișaniu de Telești. Tot la fel, oamenii mergeau, se opreau cu mașina în Bisiță, trebuia să întoarcă, să ocolească 15 km. Acum se circulă frumos, microbuz introdus, Hobița, Peștișan, Telești, Buduhala, Târgu Jiu. Trebuie să creezi condiții ca să ai pretenții la respect și la oameni. Trebuie mai întâi să le oferi. Domnule primar, nu aveți o comună ușoară de condus. Aveți și o populație de etnie romă în localitate pe care trebuie să o gestionați foarte bine, să le câștigați respectul oamenilor de acolo, pentru că altfel, dacă nu vă respectă, este greu să respecte legea. Nu mă pot plânge că... Asta vă spun, că nu este ușor. Deși cine crede că Teleștiu este o comună ușoară, se gândește greșit. Nu este. Fiecare comună se confruntă cu diverse probleme. Eu nu am niciun fel de problemă cu nimeni. Dovadă rezultatele pe care le obțin mereu. Îmi vin din toate zonele aproape în egalitate. Nici eu nu mă axez doar pe o anumită zonă. Deci eu, de exemplu, stau în Telești. Eu nu am probleme că în satul Șomanești trebuie făcut un lucru și dacă nu sunt de acolo, mai așteaptă. Nu, mai la final. Prioritățile care sunt pe zone trebuie să existe și în primul rând trebuie să te adresezi tuturor locuitorilor, deci tuturor zonelor, și satului Buduhala, și satului Șomanești, și Teleștiului, cu toate că de multe ori mai bine mă las pe mine pe ultima perioadă, făcând mai multe lucuri pentru acolo celelalte unde am făcut mai puțin. Pentru celelalte sate, ca să nu zică lumea că faceți acolo unde locuiți dumneavoastră. Da. Domnule primar, ați luat acest mandat acum, ați obținut acest mandat pe data de 27 septembrie. Ați reușit să vă faceți o majoritate confortabilă. Cum lucrați cu consilierii locali? Foarte bine. Deci, de fapt, tot timpul am lucrat foarte bine. Eu, de când am câștigat primăria, tot timpul am avut majoritate. Am avut pornit de la 3 consilieri, apoi am avut 6, apoi am avut 8, acum am avut 5. Dar împreună cu ceilalți care am o relație foarte bună, am o majoritate confortabilă și nu. Deci nu sunt probleme în a vă trece proiectele pe care le aveți pentru perioada următoare. Nu există așa ceva. Niciodată nu mi s-a întâmplat să nu-mi treacă un proiect. Pentru că nu este normal.
Și eu am fost viceprimar de PNG cu primar PSD și proiectele care au fost pentru localitate n-am avut niciun fel de problemă să se voteze. Este bine că consilierii dumneavoastră au înțeles că acolo nu sunteți dușmani în Consiliul Local și că trebuie să faceți lucruri bune pentru oameni Nu și că sunt. rivalitățile politice trebuie să fie lăsate la o parte și să fie folosite doar în campanie electorală. Eu am o vorbă. Politica nu trebuie să ne ia mințile și mai ales faptul că am ajuns acolo trebuie să ne dea o responsabilitate și mai mare. Nu acum, domnule, dacă am ajuns consilier, gata, sunt dușman. Nu, nu suntem dușmani nici în Consiliu, nu suntem dușmani nici în particular. Nu trebuie să fie și mai ales pentru toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în folosul comunității și spre binele oamenilor. Așa este. Vreau să vă întreb dacă echipa de candidați ai PSD au reușit să treacă și pe la dumneavoastră în campanie electorală, vorbind de o campanie atipică în care ieșirile sunt pe persoane numărate, să nu depășească nu știu ce număr, să nu te duci la om la ușă mai mult de nu știu câte persoane, pentru că, na, e COVID. Au reușit dânsii sau ați rămas dumneavoastră să fiți mesagerul candidaților și Deci, să transmiteți dumneavoastră mesajul la toate politic? campaniile au participat și cei de la centru, cum se spune, de la Târgu Jiu, dar în primul rând eu și echipa mea de consilieri suntem cei care ne facem treaba, ne facem datoria în zonă, dar de fiecare dată și dumnealor Au venit, au au venit. percutat. Da, nu trebuie să. Acum sunt lucruri care se înțeleg și din punctul meu de vedere, de exemplu, trebuie să meargă mai mult în zonele în care s-au obținut rezultate mai mici. Sau recente, Da, localități în câștigate localitățile, recent de PSD. da, în localitățile unde rezultatele sunt foarte bune, nu trebuie să meargă la pas cu mine prin toate ulițele. Este suficient o prezență într-o zi, că până la urmă campania e scurtă și județul e destul de mare. Așa este. Ziua acum e scurtă, nu mai este ca Trebuie să te duci și dimineața. Dimineața oamenii în sunt la muncă. Dacă te duci după ora 4, e noapte. Oricum, oamenii poartă măștile, candidații poartă măștile pe gură. Nu mai știi cu cine Nu, vorbești. dar nici nu poți să te mai duci după ora 4 jumate, deci Te după ora bați la cineva la 17 poartă. Noaptea nu nu prea pică mai e. bine. Pe când în august, în septembrie, era altă poveste. La 8 seara erai Era în în campanie. plină campanie. Deci Da. și cumva vremea a jucat împotriva acestor candidaților, tuturor intrați în cursa electorală. Credeți că este oportun sau a fost oportun să se organizeze alegeri acum? Știți că PSD vroia să fie alegeri anul viitor, tot din cauza măsurilor acestora COVID. PNL a împins lucrurile să se facă la așa scurt timp de la alegerile locale. Da, nu, din punctul meu de vedere, era ok și dacă se făceau la anul. Acum așa s-a hotărât. Noi Mergem înainte. ne supunem, respectăm că nici nu avem Ce zice? variantă. Dacă vrem să mai zicem ceva, putem zice, dar Rămânem cu zisul. Rămâne cu zisul, domnule trebuie să primar. respectăm până la urmă și să ne supunem regulilor. Asta este situația și ca atare, spre surprinderea mea, și spre surprindere și în același timp spre satisfacția mea, o campanie foarte liniștită. Chiar liniștită, Deci să știți, foarte fără liniștită. scandaluri mici, foarte mici, așa, înțepături, dacă pot spune, între Acum contracandidați. tot E normal timpul, să fie așa, vor câte un exista. pic. Dar n-au fost incidente, nu Nu, și-a dat nimeni în n-au cap, fost nu. incidente, n-au fost jigniri, n-au fost. Sau cel puțin nu le știu eu, dar Nu au fost la suprafață, ca să spun așa, n-au ieșit public. Au fost incidente foarte mici și ăsta este un lucru bun, că lumea se obișnuiește cu acest gen de campanie, care pentru mulți dintre noi nu este obișnuită. Eu mi-aduc aminte de perioada PNG, că tot pomeneați dumneavoastră, poate vă aduceți și dumneavoastră aminte că se făcea cu goarne, se făcea cu afișe, se făcea cu te duci la om și mai dai un alta, pe când acum vedeți totul așa foarte sec, Cred că în foarte... 2012 eram și am
mers în campanie în ultima zi și am avut în jur de 100 de mașini Extraordinar. în Uite, nu mai rețineam coloană, acest în lucru. coloană și 400 de oameni. Deci 400 de oameni a mers În odată campanie. în campanie. O să se mai întâmple așa ceva, Nu domnule știu, primar? nu știu, dar a fost frumos. Deci simțeai că Simțeai, deci acum, oamenii dacă mă întrebați simt că acum, sunt alegeri. n-am simțit că este campanie. Deci, practic, eu, unul, sunt în campanie permanentă. Corect, De a este doua adevărat. zi, de a doua zi De de după când, obținerea de când mandatului. câștig mandatul, sunt în permanentă campanie pentru mandatul următor. Și tot la fel. Asta fac de 20 de ani. Și ca să. Eu o numesc campanie pentru că trebuie tot timpul să fii atent, să faci numai lucruri bune, pentru că dacă faci greșeli, ești sancționat. Așa este. Să știți că și după campanie, parcă Sancționat lucrurile nu mai sunt de de oameni. oameni, evident, la vot, la vot. Nu trebuie să te sancționeze partidul sau cineva. În primul rând, te sancționează oamenii. Așa este. Că vorbeați de felul în care se făcea campania electorală și chiar vă spun că mi-e dor să văd o campanie de genul acela, cu oameni care simt că vin alegeri, cu oameni care își doresc omul cu tare să fie primar. Nici petrecerile de după nu mai sunt ce au fost odată, pentru că nu mai ai voie să faci. Am văzut așa un pic de emulație la Motru, că ați câștigat dumneavoastră PSD-ul și aici la Târgu Jiu cu domnul Romanescu, care a fost unde s-a simțit un pic de iz de campanie și a fost un pic cu lovituri și cu așa, cu un oarecare interes al cetățenilor de a participa la ceea ce se întâmplă. În schimb, în rest, nu prea. Nu, dacă vă mai aduceți dumneavoastră aminte, la o campanie electorală a venit în Târgu Jiu și a cântat Trei Sud-Est. Parcă da. Deci nu aveai loc să arunci Ac. un lac în piața prefecturii. Da, duceau Acum, partidele, se punea scena, da, corect. Deci eu vă spun că nu neapărat că sunt nostalgică, dar mi-aș fi dorit să văd o campanie de acest tip. Acum am înțeles, este pandemie, dar parcă lumea este ușor mult prea detașată. Sunt alegeri foarte importante pentru România, foarte importante pentru Gorj și parcă în aer nu se simte că ne trimitem șapte oameni în Parlamentul României. următoarele alegeri le vom avea în 2024. În 2024, pentru Cine știe ce va prima fi dată în istorie, vor fi toate în același alegerile an. în același an. Deci în 2024 vom avea Alegeri locale, europarlamentare, europarlamentare. locale, parlamentare și prezidențiale. Aoleu, nici Deci nu vreau să mă gândesc. în 2024 probabil stăm numai în campanie. Păi cu Că... siguranță va fi anul campaniei. Acum vom vedea cu ce ne va mai... dacă ne vor ocoli bolile, că vedeți că acum Nu, ducem o nebunie cu să această dea Dumnezeu pandemie. să fim sănătoși în primul rând, să fie bine, să nu mai trăim aceste vremuri, aceste timpuri, pentru Sunt că niște sunt lucruri care ne-au bulversat pe toți. ciudate, rău de tot și vedeți bine ce se întâmplă în toată lumea, numai, adică îl ții pe om legat până la un punct. Da? Exact cum mai devreme am văzut un reportaj făcut de dumneavoastră foarte, foarte frumos prin tot Gorjul, printre care și la Telești, unde, dacă mă întrebați și pe mine, sunt de aceeași părere cu Directorul școlii, interlocutorii, cu cu directorul, cu secretarul secretarul meu primăriei. și nu e normal școala să fie închisă. Nu poți un copil de 1-4 să-l înveți să scrie online. Nu se Și poate, deci totuși facem nu acest se lucru. poate. Că facem acest Că nu lucru, avem ce respectăm face. legea. Da? Respectăm legea. Dar asta nu înseamnă că nu avem E dreptul la normal opinie. sau că e Nu, nu se corect? poate. Dacă cineva ne poate demonstra că poate să învețe, da, unul la liceu poate să învețe și de acasă, Dându-i, că da, se mai duce exact. la meditații, că, mă rog, dar chiar îmi spunea, am un consilier care este învățător la 1-4 și Este spunea, imposibil. zice, Vă băi, spun eu, domnule primar, cum se desfășoară. trebuie să, zice, îl văd că iese, da? Îl văd pe cameră, îl văd că iese din, da? De la lecție, Da.
Trebuie să sun părintele, păi copilul, păi e cu telefonul în mână, păi el e cu telefonul în mână, dar nu e la lecție, nu e, lecție, fața, nu e exact. La ce trebuie. Adică nu, 1-4 trebuie să fie la școală. La școală. La fel cum sunt și cei din anii terminali și eu sunt de acord cu acest demers. Și încă ceva, gândiți-vă, domnule primar, parcă și dumneavoastră aveți copil mic. Da. Așa. Cât de greu este să îți ceară învățătorul prin cameră, începeți dumneavoastră un rând de A, începeți dumneavoastră un rând de nu știu ce literă. Deci este cumplit, vă spun, pentru că nu ai cum să-i arăți. Păi uite, fă așa, fă așa. Adică nu, noi vrem, nu suntem vrem, pedagogi vrem, ca nu, și părinți. Vrem, nu vrem, ne adaptăm la situație. De exemplu, și eu, ca primar, am inițiat acum un proiect de accesare pe fonduri europene pentru achiziționarea a 150 de tablete pentru toți copiii de 5-8, de 5-8 din comună, pentru că sunt foarte mulți care nu își permit și nu au. Și n-ai soluție pentru ei. Dacă și guvernul nu trebuia să aibă soluție, domnule primar? Ba da, noi, de exemplu, am găsit această oportunitate pe fonduri europene să accesăm, sperăm să se ducă și la bun sfârșit. Adică chiar dacă sunt de altă părere, ne place, nu ne place, ne adaptăm la situație, că asta este situația. Conștientizăm că nu știe nimeni în luna martie, când a apărut această pandemie, durează o lună de zile și gata. Și se duce. Trece, aveam alegeri atunci în iunie. La ora aia nici nu știam dacă știam că voi candida, dar erau discuții că am voie, că n-am voie. Mie suspendarea mi-a expirat pe data de 20 iunie, în funcție de data alegerilor, dar erau fel și fel de discuții. Deci a fost apoi bine că totuși au fost alegerile în septembrie, dumneavoastră vi s-a dat șansa. Nu vreau să discut, nu ține de din punct de problema mea, deci așa s-a întâmplat. Nu trebuie, așa s-a întâmplat, dar zic, a fost în favoarea dumneavoastră. Da, și asta pentru a fost mine, un lucru pentru bun. Mine personal a fost în favoarea mea, dar din punctul meu de vedere și la ora aceea aveam voie să candidez, pentru că era suspendarea era pe 20, iar numirea se făcea după data de 20. Deci oricum nu era niciun impediment. Da, dar erau discuții. Uite, a fost mai bine, lăsați că a fost bine, poate s-au mai liniștit lucrurile, dar această pandemie ne dă peste cap. Eu nu judec special pentru mine. Eu o judec și o analizez pentru toți. Trebuie, spuneam că la ora aceea nu știam cât va ține. Nu știm nici la ora asta după 6 luni. Nici acum nu știm. Nu o să fie ușor nici anul viitor. Nici acum nu știm că se termină la 1 ianuarie. Nu se termină. Că se termină în 2021. Să dea Dumnezeu să se termine în primăvară. Din primăvară să nu mai avem. Dar nu, mai ales că aflăm acum, tot timpul aflăm lucruri noi. Deci, adică e un flux care, până nu va, din punctul meu de vedere, până nu o să apară vaccinul care să stopeze, păi astăzi ai COVID, n-ai niciun fel de problemă, da? Ești purtător de virus, este asimptomatic și peste o anumită perioadă poți să fii din nou. Da, să știți că au fost, nu mai rețin, 16 cazuri de gorjeni care au recidivat, da? În sensul, deci, că au făcut a doua oară boală, adică nu scăpăm de ea. Bun. Decât în situația în care se va găsi un vaccin. Nu, trebuie să se găsească și soluția nu este să stăm închiși la infinit. Adică nu, va fi sunt, prăbăt, anumite, va fi sunt anumite lucruri care nu sunt normale. Dom'le, ok, este, să impunem reguli. Dar să lăsăm lucrurile să curgă, să lăsăm fluxul să-și urmeze, da? Ce facem? Ținem școlile închise cât timp? Dacă pandemia mai ține 2 ani, ținem 2 ani? Păi copiii ăia de 1-4 se vor trezi la, da, peste 2 ani că nu știu să scrie. Așa este. Deci nu, aveți dreptate. Vă garantez că din tot ce este 1-4 ce învață acum să scrie, dacă durează, Doamne ferește, 2 ani și vor sta online 2 ani, vor ști să scrie. Vom avea o generație de copii analfabeți în o mare parte, într-un mare procent, pentru că nu au posibilități. Eu vă spun, am fost în tot județul. Sunt copii care nu au de unde, nu există internet în localitate. De unde? De unde să pornești un telefon sau de unde să poți să faci asta? Este adevărat că sunt primării, la fel ca dumneavoastră, care fac acum eforturi să
prind aceste proiecte. Dar să știți că eforturile sunt considerabile pentru o comună fără bani sau cu bugete mici, pentru că aceste proiecte și au și partea lor de cofinanțare. Da? Făceam un calcul acum câteva zile și îmi spunea contabila că vezi că ok, este pe fonduri europene, se face achiziția, se face tot, dar vezi că după ce se termină, după o anumită perioadă, pe urmă 24 de luni, trebuie să fie pe abonamentul pe cheltuiala primăriei. Și la o... Wow, asta nu știam. Deci până la urmă rămâneți cu o utilitate în plus pe care trebuie să o plătiți. Orice proiect și are partea de cofinanțare. Și în partea de cofinanțare trebuie să faci anumite lucruri. În cazul acestui proiect, partea de cofinanțare o reprezintă plata internetului. Mamă, pentru 150 de abonamente, să zic așa. Da, e undeva la 45 de milioane pe lună. Pentru o comună mică, cu cheltuieli și cu lipsă de investitori, să zic așa, care undeva aproape 600 de milioane pe an, spui că pentru administrație nu este un lucru mare. Nu este, dar este. Este, pentru că se adună. Se adună acolo și până adică la urmă... totul este și cu eforturi. Se face și cu eforturi financiare. Nu numai, gata, am făcut niște hârtii, am făcut un proiect, am obținut finanțarea și... Nu. Dar și totuși au venit niște tablete de la Ministerul Educației, de la Guvern. Pe la dumneavoastră n-au ajuns câteva de la Inspectoratul Școlar, acum în campanie electorală? Nu. N-au ajuns? Nu. Mi se pare ciudat, pentru că spuneți că aveți copii cu carențe la acest capitol, iar cei de la Inspectoratul Școlar nu s-au gândit să vină și la tele și să aducă tablete. Nu știu, nu. Eram curioasă dacă și tabletele care le aduce Inspectoratul Școlar le plătește Ministerul Educației abonamentul sau le plătesc părinții, ca să fim clari. De asta vă întrebasem. Dacă mi-a spus de acest lucru cu proiectul pe care chiar nu-l știam. Domnule primar, mai avem vreo 3 minute din emisiune. Mi-aș dori foarte mult să transmiteți un mesaj al dumneavoastră. Este ultima emisiune de campanie, cel puțin de la Radio Sud, către alegătorii dumneavoastră, că cetățeni de acolo de la Telești, către gorjeni legate de echipa PSD, deci... și un mesaj al dumneavoastră pentru parlamentarii dumneavoastră, pentru candidații la alegerile parlamentare. Păi să încep mai întâi cu cel pentru viitorii aleși. Vă rog. Nu? Vă rog. Exact cum v-am spus, le doresc multă sănătate, putere de muncă și să-și dea mâna împreună pentru dezvoltarea Gorjului, pentru că dezvoltarea județului nu știe de coloratura politică. Și e nevoie ca acest județ să fie dezvoltat în continuare. Și pentru acest lucru numai dumnealor o pot face, pentru că dânsii sunt acolo unde se ia deciziile și știm foarte bine că județele care au parlamentarii mulți și uniți au și rezultatele cum trebuie pentru județul lor. Bineînțeles, asta îmi doresc să fie și la Gorj, acolo să fie o unitate când este vorba de dezvoltarea județului. Lupta politică este una, dezvoltarea județului și a localităților este alta. Iar pentru locuitorii Comunei Telești și nu numai pentru locuitorii Comunei Telești, îi invit duminică să vină la vot și, bineînțeles, să voteze PSD și să obținem un rezultat cu care să nu ne fie rușine, cu care să ne mândrim, așa cum ne-am mândrit și până acum cu rezultatele obținute. Vă mulțumesc mult, domnule primar, pentru prezența în această emisiune. Este o emisiune de promovare electorală, repet, pentru PSD. Doamnelor, domnilor, ce să vă spun? Mai sunt puține zile până când veți fi invitați la urne să vă votați candidații la alegerile parlamentare. Să alegeți pe cei mai buni dintre cei buni și nu uitați, nu știu dacă am reținut eu foarte bine ce a spus domnul primar, politica nu ne, cum ați spus dumneavoastră, nu ne nebunește.
plăcut foarte mult cum ați spus acest lucru. Nu, politica trebuie să fie pentru oameni, trebuie să fie rezonabilă și să ne ajute pe noi toți gorjenii să ne trimitem cei mai buni 7 parlamentari în Parlamentul României. Votați cu credință, votați pentru stabilitate și, nu în ultimul rând, mergeți la vot. La revedere! Mi-a plăcut cum a zis, nu mai rețineam. Le amințile. Nu ne amințile.